Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu un nou demo de la Steam Next Fest, acel festival sau event de pe Steam unde s-au pus o tonă de demo-uri de jocuri noi, unde și voi puteți merge să le încercați pe gratis pentru că, na, cam până la urmă sunt demo-uri, n-ar trebui să coste. Și de data asta am găsit un, un joc care arată destul de interesant, mi-a aduce aminte de Faceless Void din Dota, personajul care, cu care o să jucăm noi jocul ăsta din ce am văzut așa din imagini și am zis că, bă, pare destul de fain și ar trebui să facem un video pe treaba asta așa cum mai bun? Știți și aveți de făcut un micuț like acolo și ar fi super pentru acest video și hai să-i dăm bătăi să nu pierdem timpul aiurea. Ia să vedem noi ce nebunii avem aici show. Oh, jocul ăsta are opțiunea de autosave. Simplu, elegant. Oh, la început era lumină. Oh, Jesus! Ați doi oameni care... oh. Oh, oh ok. Cred că putem retrage partea cu oamenii Și da, dar sunt doi, nu înțeleg ce e Oh Ce e foarte subtil, doar așa îți da mici hinturi unde ar trebui să fie sau ce Oh, deci au nas, gură și toate alea? Yo, ăștia sunt ca prin avatar, se conectează pe firele de păr. Uite, tipul are un picior sau mi se pare mie? Nu, no, nu, nu are. Are mai multe picioare. Sau? Grime. Ba, numele ce drepte de de scurt și nu mi inspira nimic, adică nu știu dacă ar trebui să ceva grime, dacă ar trebui să însemne grime ceva. Îmi pare rău, dar nu știu ce înseamnă. Dar eu un demo lucrat, să știți că am încercat pe streamuri, uh, pe ultimele streamuri așa, am încercat uh, o cuton de demo și multe dintre jocuri n-am putut să joc mai mult de 20 de minute. Deși unele numai 20 de minute aveau ca și content, dar uh, unele, unele, chiar erau destul de slabe, iar unele dintre ele arată bine și chiar uh, cred că sunt și bune, gen cum e asta. Dar încă rămâne de văzut ce, ce și cum și care. E foarte abstract, aia am să zic clar, e foarte abstract și nu-mi dau seama.

Ah, ok. De-aia ziceam că mi-a de Faceless Void, că și el era așa foarte... Era un void. Deci da, noi suntem o gaură neagră, cum s-ar zice. Suntem aici să absorbim universul. Oh, ce tare! Suntem uh, făcuți din bucățele. Ok, pot să zic că se vede puțin că e muncit jocul. Hold to move. Adică nu te-a te trântit în joc așa dintr-o dată cu nimic, cu nicio idee și cu nicio chestie. Gen... Intră joc, apasă butoanele următoare și începe să bați orice. Nu, a avut, a avut un intro așa puțin mai abstract, dar hei, intro e intro. Nu poți să zici că a fost ceva nașpa. Teodor Covalne, Alex Roe. Oh, a pus creditele la început. Cineva chiar vrea să se laude cu oamenii care au lucrat la chestia asta. Deci probabil e mândru de ce a făcut. Ok. Vă tastele. Bun. Nu știu exact restul ce-o fi. vă că putem țopăi. Avem un, un jump destul de măricel. Ok, vă că se cocoață automat pe chestiile astea. Eh? Oh, dash! Mă, până acum pot zic că e destul de fluid. Absorb. te am absorbi pe cineva. Ah, dacă dai la momentul potrivit, poți să-l absorbi cum trebuie. Oh, și-am făcut o mână. Look up, look down. Uite sus e ceva. Încă nu putem ataca. Oh m Mă uita dacă mă afectează pe HP sau ceva. Oh! Ok, asta m-a afectat la HP. Nici nu vă să poți lovi ceva. Adică nici n-ai tasta cu ce să ataci, tei. Aia m-am uit. Oh, fuck! N-a absorbit și pe ăsta. Avem trei brațe. Breath. L-ai absorbit și apoi cred că poți să... Au, oh, poți să convertești în HP. Ah, tot ce ai, tot ce ai consumat poți să folosești în HP. Mamă, voi păi, da seama ca asta o să fie un joc de la bazat pe, pe periuri. Da, deci cred că trebuie să fii bun la dat în momentele potrivite, blocat. E până la urmă absorția aia cam asta până la urmă, e, până un stil de a bloca. Whipping cavity. Wow. LT. Să puțin cu un Dark Souls. Gen cum era și Blasphemous, dacă mai țineți, uite că l-am postat acum un an, doi parcă. Grow. Ah, da mă fix, e un Dark Souls. Health Force Resonance. Dacă bag HP, poți bag mai una? Numai una avem. Ok, confirm. Am înțeles, da, asta e un fel de, de altar. Sau bine, poți zici că e și un fel de uh, ori surrogate. Astea sunt chestiile pe care le poți debloca. Nu știu dacă trebuie să mergem sus sau jos. Este mă atacă. Ok, Este mă atacă. Sper că primim și noi ceva armă. Ok. Cream că nu nimeri nimica. Crawler, new prey found. Deci trebuie să găsești diversi dinamici pe care să-i consumi. Ia, 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 ce-i asta? Unformed finger. Oh, shit, stai, stai, stai. Bun. Crawler 2 din 8. Mă întreb se întâmplă dacă faci maximul de, de chestii. Pleacă de lângă noi. What the fuck, ce cu ăștia? Sublim! Oh, noi suntem cel fără, fara greșeli. Că okay, nu știu ce cu chestia aia. Mai e pe aici? Oh, e yeah, aici încă de aia. Încă un crawler absorbit. Pana acum nu -arată, arată rău jocul, dar sunt curios dacă ai combat, în afară de ceea ce... În afară de, de chestiile astea, gen absorbitul. Mamă, ce era să ratez. Adică -s -s curios dacă ai. Ok, am dat breath la sincer, bine că l-am dat până la urmă. Și asta vă e stamina. Ai dașu, care e tot la fel cu stamina. Cred că acolo trebuie să picăm cumva. În altfel nu, nu văd. Oh, stai.

Ok, acum cred că să o luăm în jos de fapt, aici era de fapt drumul care ne interesa. Hmm, nu pot să-l fac atunci, stai așa. O, ar să nu stai... Oh, stai puțin! Mi-a dat ceva am dat în sus, să face ceva? O, oh, asta îmi, îmi dă mai multe fragmente, cred. Ok, putem să rezolvăm ce acum? Dacă ne putem upgrada și mai grow, force, dexterity, avem un level, putem să băgăm în forță. Nu știu dacă am deblocat, nu, n-am deblocat încă nimica. Bă, ca avem butonul ăsta care nu face încă nimic. Tu ce înseamnă că trebuie să mai explorăm, vere. Oh, deci e exact ca Souls-like, pentru că, uite, s-au respawnat uh, băieții pe care poți să-i distrugi. 4 din 8, deci ceea ce înseamnă că am putea să găsim încă următorii crawler și să Oh, văd că nu, de fapt, stau. găsim un motoric crawler și pot să-mi fac quest-ul de aceea. Uite, a dispărut ăsta, s-a întors altfel aici. Uite că nu era așa. Uite, hai să luăm și pe ăsta. Bum. 5 din 8. Cred că aici era ceva, de fapt. Uite că pe aici nu m-am dus. Oh, și asta e crawler. Da, uite aici, aici n-am fost și drept, da, da, da. Destru si peretele, cu ceva secret. Prey hunt complet. Nu vă să-mi fi dat ceva. Oh, fuck, asta, asta dă mult damage. Cred că de fapt asta e tot combatul până la urmă. Trebuie să știi să dai blocurile. Da, asta e. Trebuie să știi să dai blocurile. Boulderhead. Oh, ce cu asta? Oh, e tot tipul ăla dubios. Oh, flawless one. un cadou pentru mine. Mole axe. Oh, never mind. Stai puțin. Avem chestii. Avem arme. Oh, schnitzel. Ia că s-a transformat într-un topor de abinele. A, deci încă mai putem folosi asta ca să ne încărcăm toată schema. Dar avem și armă, armă. Ok, asta explică stamina. Bun, jocul e mai complex decât credeam. Și sincer, foarte făinu-ți realizat până acum. Nu știu voi ce părere aveți. Poate, poate lăsați în comentarii părerea voastră despre, despre joc. Oh, asta e un fel de bonfire. Și aici poți să-l folosești și să te duci în direcții. Ok, și acum dacă avem posibilitatea să spargem ceva Hilurile sunt doar cauzate de chestia aia Vă că putem sparge asta, forță Nu stiu cum pot ataca și da în același timp Oh, uh, stai Nice L-am mâncat Hai, ce da, dar dacă nu-i consum, nu poți să afli despre ei. Deci, practic, vrei să consumi uh, o mare parte din ei la început ca să poți să le înveți chestiile. Și apoi te... A, ah, uite că te ține în aer când ai. Și apoi te, te pui să-i bați cu armele normal. Red cannot be absorbed. You can dash. Okay. ok. deja vin amici mai complicați. Nice. Hand point gain. Prey hand complete. New prey found. Uuu. Uh. Deci asta era un fel mai rar. Bă, păi, sincer, n-am să mint, dar îmi place foarte mult. <laughs> Designul și ideea asta foarte dubioasă îmi place foarte tare. Poți să spui My God, poți să spui și armură pe tine. Iui, și ăsta e ce le Absorb progress. Asta cred că e doar de, 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 de lucruri acolo. Ok, aici avem si armură. Ok, cred că, cred că o să am un joc pe care îl punem pe wishlist curând, băieți. Nu stiu cum să vă zic, dar încă îmi place. Mereu uit că să atacă mai greu. Am idiot. Sta așa de prost. <laughs> am dat prea de vreme. Au, te aici, am găsit de la bică, nu Ok. Ah, nu pierzi punctele. Asta e o treabă din ce văd Și cred că putem folosi asta să ne ducem unde vrem noi? Nu cred Acquire traits Restore, Absorb, absorb, Repel Ok, și putem lăsa și asta aici Check. Gently pulls all nearby vulnerable Ok, asta nu pot să iau mm -hmm. Deci asta faci dacă-i consum pe ea nu mă lasă, cred că, să mă duc pe... Stai, nu mă lasă, cred că, să mă duc pe ăsta, nu? Da, deci mă gândea că poți să dai uh, backstab. Adică, bă, backstab. <gânguia> poți dai teleport. Dude, nu mă lasă să din ăsta, gata, nu mă las. să ies. Poți sa i bat pe ăștia? Eu, poti poți să i bat pe ăștia, săracii. Săracii n-au nicio vină. Asa, nu mai știu dacă mai trebuie. Am... Am nevoie de ăștia, gata, hunt Hand completed. I-am luat și pe băieții ăștia Mă, e foarte fain că ai armă Fără mișto A, am uitat să bag de fapt punctele Deci ideea că ai armă face jocul ăsta foarte mișto Nu, no, pentru total pot zic că ăsta e unul dintre demo mele favorite Ăsta și cu un simulator de tăiat iarba Fără mișto, deci ăsta printre cele mai faine demo pe care le-am încercat până acum chiar foarte drăguț cum e, cum e gândit. Păi că n-ai, ce, ce, observi, că n-ai, e un dash. Aia e clar. doar un dash, un sprint. Dash ai. Oare dacă ți-ai apasat, Nu, no, nu merge mai repede. Mă gândeam dacă poți să-l faci știi, să meargă mai repede, dar nu. Mai e la oare are specialul? Uite, vezi, să-l dau fix din cu capul în coace. Că mai am 5 boulder heads de astia de, de print și rezolvat. Ok, Vă că la special nu cred că mai e aici. O, oh, da, cred că putem. dar nu, crawler cu crawler am terminat Cu ăștia iarăși am terminat Mamă, one shot cu chestia aia. Nu știu exact cum folosi, oare putem folosi la mai degrabă să ne întoarcem spre bază, gen ăsta Sau este doar pur și simplu un beacon, nu știu, nu, nu am uitat exact ce era cu beacon-ul Da puțin skip rapid, o spin treaba asta dar cred că ne de fapt îți arată zona unde e și cum funcționează treaba Ok Wow Uite, ăla ar trebui să le blochez Hai mă. A, astia pasiv, gen, nu, nu există vreo, vreo treabă Deci gadgeti ăștia te atacă pasiv, nu e ca și cum poți să faci ceva în legătură cu ei Ce am observat e că nu te lasă să dai dash în aer Gen, ești în aer și nu prea te lasă până nu atingi podela. o poate doar mie mi s-a părut asta Dar uh, nu știu ce să zic Nu sunt o piatră acolo specială Dar suntem noi? Au oh, cred că mi-au dat punctele pe care Probabil le-am pierdut Ar putea să fie Că am ajuns unde, unde a murit cred Oh fuck stai lăsa mă că nu e corect A, ce, ce vreau să O, oh, poți să absorbi și o dai înapoi Ok, asta e șmecher N-am să mint, aia e șmecheră treaba Foarte fain Ceva oh, ce să... O, oh, ce se întâmplă de dumneavoastră? să o mici, dar era de fapt capul lui care nu s-a dus Și asta era o treabă Ok, încă un de-asta After equipment second. Oh, deci asta e loot -ul. Oh, deci asta e loot vere. Fai atent. Așa. Oh, ce șmecher. Oh. Cu toate că îmi plăcea toporul ăla, n-am să mi două săbi, n rău. Au. M-au distrus! <laughs> du, dar care faza cu picarul? Bă, măcar, cum am zis, măcar n-am pierdut puncte. Deci, deci, nu cred că e vreo penalizare decât faptul că trebuie să repeți, trebuie să repet tot, tot ce ai făcut până acum. Cam asta cred că e singura penalizare pe care o văd. Cum are aici? restul, nu știu ce să zic. Gently pulls on nearby vulnerable circles revealing healing pass. Ok. Dar e fain, dacă, dacă ai tone de iteme și chestii de astea pe care le poți folosi, asta chiar consider că o să fie un, uh, un joc foarte mișto. Mă gândesc că demo probabil se ternă cu un boss. Așa cum s-ar uh, trebui de cuvință, gen să ai fix un boss final. Dar care de fapt să fie probabil primul boss din joc, acum cine știe. Oricum, îmi place jocul ăsta, am pretenții de la el, ce drept când se va lansa. Dacă și vă place oameni buni, sigur o să vezi să încercați, îl găsiți gratis pe Steam. Numele acestui joc o să fie în descriere, deja l-am uitat, era Grime, nu? Parcă Grime se numea jocul. O să aveți numele în descriere ca să vedeți exact cum se scrie. Și nu uitați să dați like, subscribe și așa și ne auzim data viitoare. Pa, pa!